Astăzi vom discuta despre calcule cu substanțe impure. Să ne reamintim ce este aceea o substanță pură și un amestec de substanțe. Substanța pură este substanța perfect curată, cu compoziție bine determinată, care nu conține particule ale unei alte substanțe și care nu își modifică compoziția atunci când suferă transformări fizice. Amestecul este rezultatul punerii la un loc a două sau mai multe substanțe, care pot fi gazoase, solide sau lichide, între care nu au loc fenomene chimice. Exemple de substanțe pure: fier, hidrogen, diamant, apă distilată. Și exemple de amestecuri: minereuri, aliaje, apă potabilă, aerul, de exemplu, este și el un amestec. Puritatea substanțelor. Atunci când avem o substanță impură, adică un amestec de două sau mai multe substanțe, într-un anumit proces, doar una dintre aceste substanțe are valoare din punct de vedere chimic. Pentru a exprima cât de curată este o substanță, se folosește noțiunea de puritate. Ce este aceea puritatea? Puritatea unei substanțe, exprimată în procente de masă, indică masa de substanță pură care se găsește în 100 grame de substanță impură. Exemple de substanțe impure: sarea gemă, minereul de fier sau cărbunele. Haideți să vedem cum se poate calcula puritatea unei substanțe sau masa de substanță pură sau masa de impurități dintr-un amestec de substanțe. Luăm astfel un exemplu. Sarea de bucătărie se extrage din zăcămintele de sare gemă. Din 400 kg sare gemă se obțin 300 kg sare de bucătărie pură. Calculează puritatea zăcământului. Pentru început, notăm datele probele. Cunoaștem că avem 400 kg sare gemă, adică substanță impură, din care s-au extras 300 kg sare pură. Care este puritatea acestui zăcământ? Observăm că din 400 kg sare gemă, adică substanță impură, s-au obținut 300 kg sare pură. Dar din 100 de kg de sare gemă se vor obține X kg de sare pură. Ne interesează cât se obține în 100 de kg pentru că puritatea reprezintă masa de substanță pură dintr-o 100 kg de substanță impură. Astfel, X egal cu 300 de kg ori 100 supra 400 este 75%. Deci puritatea acestui zăcământ este 75%. În schimb, dacă notăm puritatea substanței cu P, masa de substanță pură cu M indice pură, masa de substanță impură cu M indice impură, unde masa impură reprezintă masa pură plus masa de impurități, va rezulta o formulă pentru puritate. Deci putem spune că puritatea, care se reprezintă procentual, adică 75%, puritatea în procente este masa pură, adică 300 de kg, supra masa impură, adică 400 de kg, ori 100 de procente. Să exersăm împreună. Vom lua un alt exemplu. Dintr-o mină se extrag 2500 kg de cărbune de puritate 80%. Calculează masa de carbon pur și masa de impurități ce se găsește în zăcământul de cărbune. Notăm datele problemei. Cunoaștem, masa impură este de 2500 kg de cărbune și puritatea acestui zăcământ este de 80%. Trebuie să calculăm masa pură și masa de impurități. Cunoaștem că puritatea reprezintă masa de substanță pură din 100 kg de substanță impură. Deci putem spune că în 100 kg de cărbune, care este masă impură, se găsesc 80 de kg de carbon pur. Dar în 2500 de kg de cărbune din zăcământul nostru se vor găsi X kg de carbon pur.
Astfel, X egal cu 2500 kg ori 80 kg supra 100 egal 2000 kg carbon pur. Deci putem spune că masa pură din acest zăcământ este de 2000 de kg. Pentru a calcula masa de impurități, ne reamintim că masa impură este masa pură plus masa de impurități. Deci deducem că masa de impurități este masa impură minus masa pură, adică 2500 kg minus 2000 de kg, egal cu 500 de kg. Deci masa de impurități este de 500 de kg. Să luăm un alt exemplu. Minereul de fier este sursă de fier pentru producerea de aliaje de fier și fontă brută în furnale. În procesul de prelucrare a 1800 kg minereu de fier s-au obținut 180 kg impurități. Calculează masa de fier pur și puritatea minereului. Notăm, bineînțeles, datele probleme. De această dată cunoaștem masa impură 1800 kg minereu și masa de impurități de 180 kg. Trebuie să calculăm masa pură și puritatea minereului. Știm că masa impură este suma dintre masa de impurități și masa pură. Astfel, pentru început vom calcula masa pură. Masa pură reprezintă diferența dintre masa impură și masa de impurități. Adică, masa pură este 180 kg minereu minus 180 kg impurități, deci în acest minereu avem 1620 kg fier pur. După ce am determinat puritatea, putem calcula puritatea acestui minereu. Astfel, știm că în 1800 kg minereu se găsesc 1620 kg fier pur. Dar în 100 de kg de minereu se vor găsi X kg fier pur. Vă reamintesc că puritatea reprezintă masa de substanță pură care se găsește în 100 kg sau grame de substanță impură. Deci X este 1620 kg ori 100 supra 1800 kg, 90%. Deci puritatea acestui minereu este de 90%. Aplică ce ai învățat. Mai jos sunt trei probleme în care, în prima problemă, se cunoaște masa de substanță impură și puritatea acelui aliaj. În a doua problemă se cunoaște masa de substanță impură și procentul de impurități. Iar în a treia problemă cunoaștem că avem un aliaj format din două metale, argint și aur, fiecare de purități diferite și trebuie să calculezi masa totală de metale pure și masa totală de impurități. Aplică ce ai învățat și rezolvă aceste probleme. Mult succes!